sunt Vlad de pe vreau să prezentăm produsul de la Shane, mai exact Shane Sol Nova, să spunem așa, varianta nouă. Cu toții știți, firma de la Shane este un brand foarte mare, este cel mai mare brand de mașini și aparatură pe mașini, să spunem așa, se pricep foarte, foarte bine. Pe lângă asta vreau să vă prezint Solnova. Solnova ce înseamnă? Cu toții știți Solnova era înainte de la cei de la Cheyenne, dar i au făcut un rebranding, să zicem așa, l-au scos Solnova cel vechi și acum au rebranduit cum ar veni Solnova cel vechi și l-au scos varianta aceasta nouă. Uh, varianta nouă de la Solnova are trei tipuri, avem trei tipuri, adică cu uh, în lungimi diferite, de 2,5, came diferite, 2,5, 3,5 și 4,5 Deci este atât pentru, să zicem așa, tatuaje și se poate și make-up La camera la, cam, la 2,5 se poate make up foarte bine Sau umbre foarte bine și la 4,5 tatuaje foarte, foarte puternice și umplutură foarte, foarte mare. De fiecare dată vă spun aceleași chestii, dar le mai repet. Cama, cu, cu cât este cama mai mică, adică gândiți-vă că cama nu și-a elan atât de mult, adică nu are forță atât de tare. Are forță mai puțină, o folosim pentru umbre sau pentru tatuajele make-up. Da? Cu cât are cama mai lungă uh, cursa, adică 4,5, 4,5, 4, 3,5 are mai lung. Să zicem așa, distanța este mai lungă. Și dacă distanța este mai lungă, este și forța, ca la o bătă de baseball. Este și forța mai mare, dacă are, are timp să-și ia să dea acul, să aibă forță acul. Da? Și atunci o folosim pentru umplut, un color packing, un, uh, sau, nu știu, umbre foarte sau umplutură foarte, foarte multă. Da? Deci depinde de fiecare ce tip de... de să zicem ce tip de camă folosiți mai mult. De obicei toată lumea folosește 3,5 că se poate face și și. Sau dacă vreți neapărat ceva mai special adică pentru umbre vă puteți lua un 2,5 sau neapărat pentru color peking, adică să vă umpleți ca lumea vă puteți lua o mașină mai puternică vă puteți lua un 4,5. Da, haideți să vă prezentăm exact. Ea vine în cutiuța aceasta și după aia avem a, așa. Aici avem o cărticică de la ei prin Cu instrucțiuni și toate chestiile cum suntem obișnuiți la ceilalți așa să pună o grămadă de chestii Și aici avem mașinuța Ne arată un fel Solnova Și are două, eu știu că este super tare la ei Are două moduri, să spunem așa uh, Responsive mode și steady mode Mai exact Haideți să vă arătăm Ia vine cutiuța asta frumoasă Care poate să cadă, poate să se întâmple ceva Că nu se strică, tocmai de asta Aceasta este mașinuța Și pe lângă mașinuță mai avem aici un cablu adaptor, hopa. Avem un cablu adaptor, da, pentru sursa normală. Și dacă desfacem aici înăuntru, avem niște gumițe care le putem pune chiar aici. Că știți cu toții că se rup gumințele acestea, din numai o acestea se rup, că tot strângem tot. Dar ea are un cursă de 4 mm. Deci cursa mânerului o putem da la 4 mm, să iese afară acul, da? Când vrem să reglăm acul, albâncimea acului cu cât, cât să intre în piele, putem să reglăm de aici până la 4 mm. Bun. Și după aia mai avem și cablu, da? Deci ea vine echipată cu absolut toate chestiile. Bun, acum este mașinuța. Mașinuța este una ei, cei de la Shein, spun că este cea mai mică mașină din lume. Bineînțeles, mai sunt și alte tipuri de mașinuțe care sunt cam atâtica, dar na. Poate cu tehnologia care au Shein într adevăr au foarte, foarte mare dreptate. Aici avem un un Solnova de 4.5 ce putem spune despre ea? Da, este într-adevăr micuță, are 9,9 cm, 99 de mm, 9,9 da? cm. Deci este o mașină chiar micuță. Și avem diametrul, aici avem de 33, 3 cm 3 sau 33 de mm, avem diametrul la mâner. Da, cu toți știți, unii aveți de 20, 25, 30, 35, 40, dar aceasta are 33 de mm, are diametru. Pe lângă asta aici avem modurile, dacă cum vedeți și aici responsive și steady, ce înseamnă asta? Aici avem, acesta este responsive, acesta este steady, adică steady stă pe loc, stă și aici responsive, gândiți-vă că merge, tuc, 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 tuc. Ce înseamnă? Pe steady mode este mașina normală, deci pur și simplu avem mașina de tatuat normală, Tatuăm pur și simplu, este o mașină de tatuat normală. Pe modul uh, responsive Mode avem modul acela de la cei de la Shane că au o grămadă de tehnologie înăuntru și au o grămadă de, nu știu, au lucrat și au făcut, ați văzut că fiecare mașină la Shane au o placă acolo o integrată cu chip, cu absolut toate chestiile înăuntru. ce face Responsive Mode? Responsive Mode ne ajută foarte, foarte mult. El când prinde piele mai groasă, se forțează mai tare, când plin de piele mai, să zicem așa, piele mai moale, mai fină, atunci dacă plin de piele mai fină, el se reglează în așa fel încât să nu spargă pielea. Este un mod foarte, foarte bun și chiar vă sugerez să-l folosiți, pentru cine ce nu ați folosit, poate o să vă placă foarte mult. Adică se reglează, nu știu, se reglează mașina singură în așa fel încât să nu spargă pielea. Adică simte ea, efectiv simte, dacă s-o băga prea mult sau prea tare, în așa fel încât să nu rupă pielea, ceea ce este un mod chiar, chiar super, super ok. Ea vine la, ea are o greutate de 150 de grame, deci este o greutate chiar ok pentru o mașină, 150 de grame chiar, chiar este ok. Așa ar fi mașinuța, care chiar sincer, chiar merită, este chiar mică, dacă vă uitați e chiar micuță, nu știu cum să o țin ca să puteți să vă dați seama. Dar gândiți-vă că, da, îți intră în palmă, dacă o prinzi nu se mai vede. Deci este chiar micuță mașinuța și cu toți știți, Shane face niște motoare foarte puternice. Deci este o mașină micuță, ușoară, puternică și cu două moduri. Modurile care o face chiar super ok, mai ales responsiv mod acela care se reglează în funcție de piele și ca să nu rupem piele este fenomenal. Aceasta ar fi mașinuța, Shane solnova. Solnova. după cum am spus, vine pe 2,5, 3,5, 4,5 camele și este varianta nouă de la Solnova. Da, varianta veche au scos-o și acum au doar varianta aceasta. Încă o dată, eu sunt Vlad de pe și cu mare plăcere ne revedem la următorul video. Pace!